Salut! În videoclipul acesta discutăm despre cel mai mare eveniment organizat de echipa Multiverse X, și anume X-Day. Tocmai ce a fost anunțată data pentru anul acesta, locația și foarte multe detalii pe care o să vi le prezint în acest video. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Înainte să trecem la subiectul de astăzi, vreau să vă povestesc și ce mi s-a întâmplat în weekend. Ei bine, nu știam, eu credeam că trebuie să-mi fac ITP-ul undeva prin luna august, nu mai verificasem actele la mașină deloc. Noroc că mi-a spus cineva, vezi că trebuie să-ți faci ITP-ul. M-am dus și m-am uitat și ce să vezi, ITP-ul meu era expirat din data de 15. De peste 7 zile, eu mergeam cu mașina fără ITP. Dacă m-ar fi oprit poliția, aș fi luat o amendă destul de mare, plus îți ia talonul la mașină și este destul de neplăcut. Probabil vă întrebați de ce vă spun acest lucru. Ei bine, vă spun cu gândul să vă aduc aminte, să nu cumva să pățiți și voi. De fiecare dată când vă aduceți aminte, mai uitați-vă un pic la acte, să n-aveți cumva ceva în regulă și să circulați fără acte. Trecem și la videoclipul de astăzi. Evenimentul X-Day o să aibă loc în perioada 19-21 octombrie și locația aleasă este chiar București, la Palatul Parlamentului. Cu peste 3.000 de participanți, printre care se numără oficiali guvernamentali apreciați, VC-uri și jucători cheie din industrie, se anticipează că X-Day 2023 va avea un impact cel puțin la fel de mare ca prima ediție, care a adus extinderea ecosistemului, îmbunătățirea ale rețelei și caracteristici unice în spațiul Web3. Nu mă așteptam la un X-Day organizat în România, vă spun sincer. Mă așteptam să fie o altă țară. Spune-mi tu într-un comentariu la ce țară te-ai gândit că se va organiza acest eveniment anul acesta, pentru că știam încă de anul trecut că se va organiza și anul acesta, dar nu știam locația. Pe lângă conferința care este ținută într-o super locație, o să organizeze în același timp un hackathon care este strict pentru a construi proiecte noi pe rețea. Timp de 3 zile, participanții vor avea ocazia de a-și prezenta abilitățile, de a colabora cu alți inovatori și de a impulsiona dezvoltarea de soluții Web3 utile. $1.000.000 sunt rezervați pentru hackathon-uri numai în a doua jumătate a anului 2023. În sfârșit vedem că există ceva concret, un stimulent pentru constructori să vină să construiască pe rețeaua Multiverse X. Mă gândesc că știu și ei că este imposibil să le faci pe toate și mă refer la echipă. Asta e calea pe care o aplică și alte blockchain-uri de succes. Ei doar construiesc infrastructura și lasă pe alții să vină să construiască, dar în același timp oferă bani pentru cine vine să construiască. Acest lucru era trecut și în documentul de Hypergrowth, unde au menționat că o să organizeze mai multe hackatoane. Mie nu-mi place să văd că echipa respectă ceea ce promite. Legat de lista de speakeri, o să fie la fel ca anul trecut. Nu anunță toți speakerii deodată, îi vor anunța pe rând. Momentan pe lista de speakeri sunt doar Benjamin Mincu, Lucian Mincu și Lucian Todia. Și putem observa, dacă mergem un pic mai jos, că următorii speakeri se vor anunța în 28 de zile. Următorii 5. Probabil vă întrebați de ce este atât de important acest eveniment. Chiar îi spun pe acest site că au făcut parteneriate cu cei mai valoroși constructori din spațiul cripto, iar aici ne putem aștepta să auzim niște colaborări puternice. Pe lângă asta, pentru cine dorește să participe la X-Day, o să aibă ocazia să facă networking, să cunoască partenerii proiectului, speakerii sau pur și simplu să discute cu ceilalți participanți. La fel ca și anul trecut, evenimentul o să fie transmis live și pe YouTube. Toate prezentările o să fie tot în limba engleză, dar o să aibă și subtitrări în română, ceea ce mi se pare super pentru cei care nu înțeleg foarte bine limba engleză. Și referitor la bilete, punerea în vânzare a biletelor este programată să înceapă pe 7 august pe site-ul xday.com, adică exact pe acest site o să puteți să cumpărați bilete cei care doriți. Sunt curios care este părerea voastră despre acest eveniment. Eu nu mă bucur să văd că echipa continuă să muncească și nu se dă bătută, indiferent de condițiile pieței. Astăzi Multiverse X ocupă locul 46 în clasamentul criptomonedelor cu un preț de $32.23. Nu stă foarte bine, dar în același timp nici celelalte altcoin-uri nu stau excelent. Cu toate acestea, eu zic că reward-ul poate să fie destul de frumos în bull market dacă proiectul o să se țină de treabă. Pot să încerc să vă dau și un sfat prietenesc, dar nu financiar, să nu luați nimic din ce auziți pe acest canal ca un sfat financiar. Chiar dacă proiectul este interesant, se menține constant în top 50. Nu este indicat să vă țineți toate ouăle într-un coș. Cel mai bine este să încercați să diversificați în mai multe monede, pentru că e foarte greu să știi ce monedă o să fie câștigătoare. Dacă este să ne uităm pe CoinMarketCap cum arată clasamentul, și anume top 10 proiecte de la un ciclu la altul, proiectele sunt total diferite și foarte multe dintre cele care au rezistat în timp nu și-au mai atins all-time high-ul într-un următor bull market.
Dacă noi presupunem că un proiect are șanse să nu mai atingă niciodată all-time high-ul, acest lucru ar presupune să ne adaptăm strategia încât să începem să vindem din ce am acumulat mai devreme, înainte de all-time high. N-am de unde să știu dacă Multiverse X sau orice alt proiect o să mai facă un all-time high sau nu, dar ca să fiu cât de cât sigur, încerc să diversific în mai multe proiecte. Nu-mi pun toți banii într-o singură monedă. Și pe lângă asta, cine vine și vă spune că știe el că nu știu ce proiect o să crească nu știu cât, vă spun eu că el vă minte, în cazul în care oricine are o astfel de informație, devine milionar și era deja milionar. Eu, cum v-am spus și în alt video, pentru mine este suficient ca EGLD să ajungă la $250 să încep să vând din ceea ce am acumulat, aș avea un profit frumușel. Nu spun că o să vând tot la 250, deoarece am speranță că o să meargă și mai sus, dar nu am de unde să știu treaba asta, de asta prefer să încep să vând de la zona de $250 în cazul în care ajunge acolo. Să vă arăt la ce mă refer cu topul este diferit de la ciclu la ciclu. Vedem, în 2023 avem Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, XRP, USDC, Dogecoin, Cardano, Solana și Tron pe primele 10 locuri. Dacă mergem aici și ne uităm la historical snapshots, să spunem că alegem 2019, o diferență de 4 ani. În top aveam Bitcoin, XRP, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Tron, Stellar și Bitcoin SV. Singurele care au rămas în top sunt Bitcoin, XRP, Ethereum, Tron și cam atât. În rest, topul se schimbă, topul se schimbă constant. Puteți să vă uitați și în alți ani să vedeți cum. Cred că și de la an la an topul se schimbă și devine altul top 10 criptomonede. De asta spun, după mine, strategia cea mai bună, mai ales în cripto, dar nu numai în cripto, oriunde altundeva, este diversificarea, să nu investim tot ce avem pe un singur lucru. Pentru că poate să se întâmple exact în ceea ce am pariat noi și să meargă totul bine, dar se poate întâmpla ca lucrurile să nu meargă foarte bine și să se poată să avem toți banii blocați în ceva care nu o să mai performeze niciodată. De asta, după mine, strategia cea mai bună este diversificarea. Fiecare trebuie să-și facă propriul research și să decidă ce monedă este potrivită pentru el. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici. Te invit să mă urmărești și pe Twitter. Dacă îți dorești să susții și canalul, poți să te alături ca membru. În acest fel, poți participa la diverse giveaway-uri sau să ai acces la diferite beneficii, cum ar fi grupul de Telegram privat sau alte beneficii pe care le vedeți pe ecran. Ne vedem data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.